Bună ziua tuturor! Sunt Arotela și iată-mă de asta dată, față în față cu dumneavoastră, îmbrăcată în roșu ca să serbez. Ce? Zodia Taurului. Reprezentată printre multe alte simboluri, da? Și de culoarea roșie. Dacă nu uităm că există o tradiție în Spania de a flutura roșu în fața taurului. Sper să nu vă enervez și, dimpotrivă, să vă aduc informații de bun augur. Dar, înainte să începe tararea, vreau să vă urez sincer la mulți ani, să aveți un an minunat, să rămâneți frumoși, pentru că majoritatea celor născuți în zodia taurului sau care aveți planete, nu neapărat născuți în zodia taurului, că aveți ascendent, că aveți lună, că aveți Venus sau orice altă planetă, vi se adaugă niște caracteristici venusiene pe care nu le putem desconsidera și din acest motiv vă doresc să rămâneți ancorați în aceste calități, nu doar fizice, dar și intelectuale și abilități speciale, artistice. Dacă nu le-ați descoperit până acum, sper anul acesta să aveți ocazia și să vă dezvoltați o latură specială a dumneavoastră. Deci, pe lângă frumusețea fizică, să vă lucrați și frumusețea interioară. Vă doresc să renunțați un pic la încăpățânarea dumneavoastră pe care o știți. Știți că o aveți. Fără să vă supărați. Există o doză de încăpățânare pe care cei cu planete în Taur o manifestă într-un fel sau altul și noi o simțim. Mai lăsați un pic, cât să meargă lucrurile mai bine. Vă doresc pacea pe care orice Taur și-o dorește. Repet, nu contează planetele. Cei cu planete în Taur au dorință de confort, de pace pe care nu oricine și-o dorește. De exemplu, cei în berbec sau, eu știu, cei cu planete în vărsător au mai puțin această dorință de pace și de confort. Poate unora ne plac mai mult provocările. Dar dumneavoastră sunteți foarte atrași de zona asta, vă dorim, vă doresc, vă dorim, de fapt. Noi, cei cititori în stele și în cărți. Pacea și confortul pe care nu doar că vi-l doriți, nu doar că îl visați, dar lucrați intens să vi-l materializați și este de apreciat pentru că atunci când reușiți să vă împliniți acest vis, ceea ce reușiți să manifestați devine inspirație pentru cei din jur. Și poate noi cei mai agitați, așa, mai căutători de provocări, la un moment dat ne lăsăm un pic inspirați de pacea și confortul pe care le vedem manifestându-se în viața voastră și ne mai temperăm. În fine, vă doresc sănătate, că asta e mai bună decât toate. Și dacă cumva sunt nori pe cer, pe cerul sufletului vostru, așa cum văd acum, în fața mea, niște norișori, să nu uitați că soarele adevărat este în sufletul vostru și să vi-l păstrați acolo. Soare în suflet și la mulți ani. Acum să trecem la etalare. Mi-am dorit-o altfel. Nu știu dacă voi avea timpul să fac o etalare specială doar despre zodia Taurului, dar vorbim față în față și experimentăm mai multe seturi de cărți. Sper să vin cu câteva mesaje inspirante pentru voi. Nu știu ce vor arăta cărțile, dar orice ar arăta, să nu uitați câteva lucruri. În primul rând, e o etalare colectivă și nu întreaga poveste vă reprezintă. Se poate întâmpla și acest lucru, dar nu în totalitate. Și dacă ar fi o etalare personală, chiar și acolo, într-o etalare personală sau într-o prezentare astrologică,
Întotdeauna există lucruri care nu vor fi arătate. Nu musai că astrologul sau cititorul în cărți nu le vede. Nu sunt permise să fie văzute. Și dacă nu sunt permise a fi văzute, înseamnă că trebuie să căutați acest mister, să-l descoperiți voi și să-l experimentați la modul surpriză. În fine, să trecem la etalarea propriu-zisă. În timp ce am amestecat setul acesta de cărți, ce mi-a apărut? Trei de spade. Evident că ori în martie unii dintre voi ați avut o decepție majoră, și dacă nu în martie, în ultimii de 3 luni, în ultimii 3 ani, în fine, mai mult sau mai puțin trebuie să fie implicată cifra 3. Ideea este că în ultima vreme ați experimentat o durere profundă, sufletească. Poate pentru unii dintre voi, poate pentru unii dintre voi, nu pentru toți, să fie datorită unui triou în dragoste. Rămâne de văzut ce arată cărțile. Eu pun cartea la loc și când va fi, voi mai amesteca încă o dată cărțile. Ce mi-a mai apărut? Marea preoteasă invers. Ceea ce spune că Marea preoteasă poate să fie pentru mine ca și cititor în tarot, este reprezentată de zodia peștilor și zodia taurului. Unii spun că aceasta ar fi luna, alții spun că ar fi Venus. Mai mult sau mai puțin vreau să dezvolt aceste aspecte, cât faptul că ea este invers. Deci, intuiția unora nu este la cotele normale. Sau, există varianta ca în curând, ori dumneavoastră, dacă vă simțiți reprezentați de această carte, ori o persoană din preajma voastră să vă dezvăluie niște secrete. Poate dumneavoastră vreți să vă exprimați niște lucruri, niște sentimente, niște chestiuni, să vă exprimați într-un mod deschis, direct, față de cineva cu care poate ați avut o comunicare apropiată, dar nu foarte deschisă. Ce am mai văzut? Șapte, ce a mai apărut, ce a mai sărit din cărți. Șapte de monede. Șapte de monede, semn de pământ, da? Taur, fecioară sau capricorn. Taur. Taurul trebuie să aștepte ceva. E un pic obosit și cred că este obosit pentru că am mai văzut o carte, o să vă arăt imediat. Unii dintre voi ați muncit și ați obosit foarte mult. Ori într-o relație v-ați implicat așa cum vă implicați voi, mai mult practic. Din acest motiv poate aveți nevoie să vă deschideți sufletul și să vorbiți despre niște secrete. În cazul în care nu va face acest lucru altcineva. Oricum, aveți de așteptat până reușiți să vă bucurați de roadele unui proiect, unei relații în care v-ați implicat. Nu e obligatoriu să fie relații, poate să fie un proiect. Cartea a sărit. Acum, în timp ce am meditat un pic la zodia dumneavoastră, am văzut un câmp de lavandă. Lavanda, dragii mei, căutați, are niște calități speciale, calmează. Și pentru că tot am vorbit mai devreme despre pace și confort, dacă aveți o stare de disconfort, dacă aveți un stres emoțional, vreți să vă exprimați și nu puteți, simțiți că aveți niște emoții intense, ceea ce pentru voi nu e tocmai plăcut de confirmat în sinea voastră. Deci, dacă aveți aceste stări, vă recomand ulei de lavandă, masaj la tâmple, eventual să mirosiți,
Ori bețișoare aromate, nu știu dacă sunt din lavandă, dar sunt lumânări, oricum. Să vă bucurați de aroma acestei plante deosebite și eventual să meditați asupra întregii game de culori și de arome pe care și calități. Mai căutați și voi pe internet. Sunt multe, nu doar acelea de relaxare. Vi se recomandă să meditați asupra curcubeului. Pe scurt, rămâne de văzut ce veți experimenta voi în timpul acestei meditații, dacă vreți, dacă aveți timp, dacă vă face plăcere să vă descoperiți. Da? Poate în aroma aceasta de lavandă, meditați asupra curcubeului și veți avea niște imagini, niște revelații. Da? Curcubeul, printre multe altele, reprezintă speranță. Să nu uităm că după potop, după o perioadă de 40 de zile de potop, da? După ce lumea a fost distrusă de ape, a apărut curcubeul ca un semn al speranței. Da? Meditați. Vă puteți pune niște imagini cu un curcubeu în față. Și în această atmosferă de aromă de lavandă, să vedeți ce simțiți. În fine, să trecem la lucruri mai serioase. O să încerc să vin cu mesaje pe diferite căi, sper să aveți răbdare. Din setul acesta de cărți, nu, o să iau 4 cărți, câte una pentru fiecare săptămână. Dar înainte de toate, văd că aveți epuizare. Unii dintre voi sunteți epuizați. Poate nu degeaba am simțit aceasta, am văzut acest câmp de lavandă și imediat mi-am adus aminte de aceste calități de curative pe care le are lavanda. Aveți epuizare unii dintre voi, aveți politică sau minciunele. Bănuiesc că unii dintre voi faceți politică, taurii sunt destul de ambițioși și doritor să se implice, participare, da, în anumite chestiuni sociale, integritate. Probabil că dacă unii dintre voi faceți politică, există situații în care ori le vedeți la cei din jurul vostru și vă deranjează, ori sunteți obligați de situația de grup în care funcționați să manifestați, sau mai bine zis, să nu manifestați integritatea pe care ați dori eu să o manifestați. Sau să nu vă puteți implica participare, da? Așa cum ați dori. Nu sunteți lăsați, poate. Din diferite motive. Partidul din opoziție, eu știu, vă creează probleme sau aveți colegi invidioși. Și tot acest stres și această luptă, da? Pentru participare, pentru a vă demonstra integritatea, pentru a lupta în acest context politic cu niște minciunele, vă obosește și nu doar atât, vă epuizează. Rămâne de văzut. Au sărit două cărți. Nu mai multe. Nu mai multe. Dacă sunt mai multe, nu le pun. Taur. Tai cărțile și aleg acum 4 cărți. Una. Clinging to the past. Deci, unii dintre voi sunteți foarte atașați de trecut și, dacă nu greșesc, cred că și în etalarea trecută a apărut ceva similar. Existence. Existență. Beyond illusion, ce frumos, în spatele iluziei. Fighting. Să vedem. Și aici, la capătul acestui set de cărți, vă așteaptă aventura. Unii dintre voi trebuie să începeți o nouă etapă în viața voastră, sau dacă nu, o nouă etapă,
O aventură, nu neapărat amoroasă. Nu, cred că e o aventură mentală. Este o aventură spirituală și da, iar revin asupra acestui cuvânt că îmi place și asta îmi doresc ca toți să creștem spiritual. Așa cum au apărut cărțile, simt că la începutul lunii mai aveți de rezolvat această problemă a atașamentului față de trecut și fiind un semn de pământ, fiind un semn fix. Recunoașteți, nu recunoașteți, într-o formă sau alta, măcar în subconștient, dacă nu conștient, aveți acest atașament față de trecut. Și vă recomand să folosiți luna nouă, care este chiar în zodia taurului, să începeți să vă detașați de trecut. Cu ocazia acestei luni noi, vă manifestați un set de priorități care nu au de-a face cu trecutul. Și, în primul rând, să manifestați o detașare de trecut. Nu știu când o să am timp să vă vorbesc mai mult despre cum a trebuit lucrat în luna plină și luna nouă, dar este clar că prin afirmație și prin scris aveți puterea cea mai mare de a vă manifesta gândurile. Încercați și în meditație să tăiați stringurile care vă țin legați de familie, de părinți, de un oraș, de o casă, o moștenire, nu contează. Lucrurile vin acum și eu vorbesc în funcție de cum îmi vine și mie inspirația. Poate sunt alte lucruri de care sunteți atașați, de o persoană din trecut, o imagine din trecut. Renunțați la acest trecut. Pentru că în a doua săptămână, bine, mai mult sau mai puțin, poate nu e obligatoriu să fie timp atât de limitat cum încercăm noi mentalarea să limita. Pentru că în momentul în care renunțați la trecut, intrați în existență, în prezent. Aici aveți numărul 1, da? Intrați într-o stare în care vi se deschide un nou univers, o nouă dimensiune. Sunteți ca un nou născut. Trebuie doar să renunțați la acest trecut. În săptămâna a doua aveți, în spatele iluziilor, foarte frumos, foarte frumos au așezat cărțile. Deci, aveți atașament față de trecut, de care trebuie să scăpați. Intrare într-o nouă existență, un nou început, un nou univers, o altă dimensiune. Și în spatele iluziei, în spatele iluziilor 3D, în spatele iluziilor fizice, în spatele aparenței, da? Ne oprim adesea la aparență și este foarte, foarte greșit ceea ce facem. Ne uităm cum arată un om și nu așteptăm să-i descoperim caracterul. Ne uităm cum arată o casă și nu analizăm structura. Ne bucurăm de aparențe adesea, toți, la un moment dat, până înțelegem că ne trebuie timp pentru a înțelege mai multe aspecte ale unor lucruri. Deci, în spatele iluziilor, aici vreau să ajung. Și aici va trebui și voi să ajungeți. Dacă nu în săptămâna a treia din luna mai, oricum, în următoarea etapă, poate peste 3 săptămâni, poate peste 3 luni, dar ar putea să fie, pentru că aveți numărul 20 în perioada lunii pline din Scorpion, pentru că Scorpion e un semn foarte profund. El nu se oprește la aparență. El simte ce este în spatele lucrurilor. Și simte în profunzim pe care, da, doar scorpionele poate simți. S-ar putea atunci să aveți niște revelații dacă vă faceți temele acum la început de lună, acum de lună nouă, dacă vă faceți temele și tăiați atașamentele de trecut.
Nu este nicio frică să vă... Adică nu trebuie să vă fie frică. Nu înseamnă că sunteți o altă persoană. Rămâneți același. Dar vă deschideți noi oportunități. A patra casă ar fi fighting, luptă. Probabil că intrând într-o altă dimensiune și înțelegând noi aspecte sau aspecte profunde ale unor situații, ale unor persoane, vieții voastre, destinului vostru, veți avea niște revelații, veți primi, eu știu, inspirația de a lupta pentru această aventură de care v-am spus mai devreme. Pentru această nouă existență în care puteți să intrați într-o nouă dimensiune, în care s-ar putea să experimentați cele mai îndrăznețe vise, visuri. Aveți Uranus în casa voastră. Unii dintre voi puteți deveni impulsivi. Unii aveți aceste treziri la nivel de subconștient dacă aveți ascendent în Taur. Poate cei cu ascendent în Taur, pentru că Uranus de-abia a intrat în zodie, să aveți insomnii sau să aveți vise revelatorii. Oricum, va trebui, după ce înțelegeți lucrurile în profunzimea lor, să luptați pentru poate noi idealuri. Acum o să încerc să... Interesant. Mai tușește unul. Probabil aveți probleme cu chakra Vishuddhi. Vreți să vă exprimați. Mă amestec încă o dată. Și o să încerc să așez cărțile în cruce celtică. Da? Deocamdată le tai. Dau mai 2019. Energia centrală. Deci, vă distrați și vă bucurați. 9 de cupe. Superb! De obicei, zodia peștilor, dacă are legătură, rămâne de văzut. Dacă nu, pur și simplu, cred că sunteți voi. Vă simțiți bine. Acasă, cu prietenii, nu contează. 9 cupe! Să nu spargeți cupele, cum fac grecii la sfârșit de petrecere. Bucurați-vă! E vremea voastră. Vedem ce mai apare. Ce vă blochează? Magician. Lăsați-mă să le văd și o să încerc o descriere diferită. Dar, pe scurt, magicianul reprezintă, pe scurt, poate să fie o persoană în zodia gemenilor, a fecioarei, pentru că ei sunt guvernați de Mercur, a berbecului, poate să fie o persoană manipulatoare, dar a apărut în poziție normală. Și atunci, deocamdată, cum văd cărțile, rămâne să vedem ce mai apare, nu vreau să mă duc înapoi cu gândul. N-are rost să gândim negativ ca să manifestăm negativ, că tot vorbim de manifestare. E un om care manifestă. Are toate instrumentele necesare. Dar vă blochează, vă blochează. Rămâne de văzut de ce. În trecut îndepărtat, regele de bâte. Persoană în semnul foc, de foc, leu, berbec sau săgetător. O persoană de autoritate. Poate sunteți voi, poate este șeful vostru, poate este o persoană care vrea să-și impună părerea într-un fel sau altul. Haideți să vedem cum se așează ele. Pentru că aveți și un magician și un rege de bâte, e posibil unii dintre voi să aveți de-a face cu o persoană în semnul berbecului. Sau să aveți planete în semnul berbecului sau să fiți berbeci cu planete în Taur. Și atunci ascultați etalele pentru ambele zodii.
Poate în trecut ați încercat sau v-ați implicat într-o afacere proprie. Această persoană este un om foarte hotărât, care știe să acționeze când e cazul, care știe să se organizeze, știe să dea ordine celor din jur și este apt să-și creeze propria firmă, afacere, imperiu. De ce nu? Că l-aduce mult mai aproape de împărat. Trecutul apropiat. Iar, fighting, că tot am avut mai devreme, 5 de bâte. 5 e luna mai. Dar, interesant, v-am spus, deocamdată vreau să văd cărțile. Așa, la primă citire, 5 de bâte înseamnă, într-adevăr, conflict, conflict interior. Poate unii dintre voi trebuie să vă luptați cu vecinii, cu concurența, pentru cei care ați avut sau ați inițiat o afacere. În ultima vreme v-ați lucrat, v-ați luptat cu concurența din domeniul vostru. Sau o altă variantă ar fi că aveți 9 de cupe. În luna mai, de curând, mi-a venit ideea. De curând. Poate ați avut niște jocuri cu prietenii. 5 de bâte poate să reprezinte și un joc cu prietenii. Bâtele. Nu trebuie să fie musai agresivitate. Este semn de foc, într-adevăr, dar poate să reprezinte un mod de a ne distra, da? Trebuie să faceți arte marțiale sau pur și simplu să vă jucați cu prieteni într-un fel mai agresiv. Dar e joacă. E luna mai, a fost 1 mai, astăzi ce, 2? Nu știu. Sau 3. În fine, eu sunt în afara timpului. Dar e trecutul recent. A fost Paștele, eu știu ce ați făcut. Deocamdată să nu gândim negativ. Energia care va, ce frumos, care va domina luna mai, care domină, crowning, coroana, 2 de cupe. Oh, Doamne, vă doresc, pentru că știu că totuși taurii sunt foarte sentimentali, sunt foarte sensibili. Și când spun taur, repet, nu trebuie să fie musai soare în taur. Și o Venus în taur și o lună în taur, da, vă face foarte sensibil. 2 de cupe, ador această carte. Semn de apă, pești, rac, scorpion. Tind să fie mai mult pești, dar cu orice semn de apă, teoretic ar trebui să vă înțelegeți. Și chiar dacă nu-i semn de apă, este o energie, este emoție. Poate în luna mai, această lună nouă, poate și luna plină din Scorpion, va aduce aproape o persoană, în semn de apă, repet, nu trebuie să fie musai, dar o persoană emoțională și mai presus de această stare, o persoană empatică, cu care puteți comunica de la suflet la suflet, care vă ascultă. Și e mare lucru să poți să asculți. Știu din experiență, știu că uneori n-am răbdare să ascult, dar în general ascult oamenii. Și cred că uneori cel mai important este să simți că ești ascultat. Că vine soluția, că nu vine, simți că cineva este cu sufletul alături de tine. Cu această persoană puteți comunica și la distanță, într-un mod telepatic. Aveți Mercur, da? Și nu doar comunicare. Poate să fie o colaborare, că avem verticala cu regele de bute. Poate să fie o colaborare benefică la locul de muncă, să încheiați un contract benefic, se poate. Dacă nu este o situație legată de locul de muncă, repet, e o persoană nouă, veche, rămâne de văzut, empatică, care vă simte emoțiile, simte că sunteți supărat, simte când ați vrea să comunicați ceva și totuși nu puteți. Dar da, până la urmă trebuie să faceți și efortul să spuneți și prin cuvinte ceea ce simțiți. Și totuși, persoana aceasta vă simte.
Vă oferă soluții sau, dacă nu vă oferă soluții, vă oferă cuvinte de încurajare, emoții, care vă încurajează să vă deschideți și voi, care destul de greu vă deschideți emoțional. Trebuie să aveți planete în semne de foc sau, eu știu, în semne de apă, să fiți așa mai deschis, dar, în general, taurii sunt reținuți. Este semn de pământ. Îmi place. Nu, că nu-i grav. Doi de spade. În viitorul apropiat. Trebuie să decideți. Și da, nu e E ok. Pentru că aveți aici o lună nouă. Și cum am spus mai devreme, luna nouă în taur, de patru. Hotărâți, lăsați în spate trecutul. Aveți două săbii. Trecutul și viitorul. Plus și minus. Alb și negru. X, Y. Cea nouă, cea veche. Un job nou, un job vechi. Dualități, polarități. Aveți în spate un ocean, o mare, nu contează, de emoții. Prin emoții vă conectați la lună. Și luna vă inspiră. Pentru că ce este luna? E ca o antenă parabolică. Cândva o să fac un video doar despre luna. Luna e o forță. E o forță. Și trebuie să o abordați așa cum trebuie, nu prin rațiune, da? Nu trebuie să vedeți, trebuie să simțiți. Și atunci puteți decide ce trebuie. Nu ce vi se impune de societate, nu ce vi s-a impus prin șabloane, eu știu, comportamentale în familie, da? Din asta trebuie să ieșim. Din asta trebuie să ieșim în această perioadă, până în 2020 și poate chiar și după. Să ieșim din șabloanele vechi. Îndrăzniți, e lună nouă, alegeți ce trebuie, faceți afirmații, scrieți, faceți-vă o listă de priorități. Dar priorități care vă reprezintă pe voi, nu familia, nu prietenii, nu vecinii, da? Și aveți aici un aliat, o aliată, rămâne de văzut, acest doi de cupă. Vă susține. Da? În continuare. Și da, acum cu aceste cărți, nu mă mai gândesc musai la un manipulator. Acest magician îl văd ca o provocare să manifestați bucuria. Bucuria pe care o simțiți acum să nu fie de scurtă durată. Da? Să nu fie doar o petrecere. Să nu fie doar o stare, acum de bine, de grație, că e soare în zodia Taurului, că intră planete, da? Să fie o stare de durată, pentru că vouă, vă plac lucrurile de durată, lucrurile rezistente. Deci, să manifestați, da? O fericire constantă. Îmi place cum sună. Sper să fie de ajutor și de bun augur acest mesaj. Deocamdată e ok. Deocamdată e ok. Cum văd deocamdată lucrurile, cărțile, pe vertical aveți regele de bâte, 9 de cupe și 2 de cupe. Treceți de la autoritate la emotivitate, treceți de la hotărâre la empatie, de la pasiune la emoție. Și e ceva. Pe orizontal aveți, da, niște conflicte, niște jocuri. Cu acest doi de spade, pot să zic că de curând, poate în sporul vostru sau, fine, situație, poate de multe ori și în sporul. Să creeze invidii cu care, bârfe cu care a trebuit să lucrați în trecut. Da. În continuare, sfatul ar fi. Puf! Regele de cupe.
E clar că un semn de apă sau o persoană foarte emoțională e prin preajmă și vă influențează într-un fel. Într-un fel, vă influențează. Regele de cupe adesea e considerat un semn al scorpionului, dar poate fi și pești, poate fi și rac. Ideea este că regele de cupe are emoții. Are un ocean de emoții, nu doar emoții. Dar stă deasupra lor și nu le arată. Plutește. Și nu doar că plutește, nu plutește în haos. Le guvernează, le controlează. Nu își arată emoțiile. Tot timpul, decât când trebuie. Poate în aceste discuții cu dumneavoastră. Poate, dacă vă întâlniți și vă simțiți bine, cu ocazia acestei întâlniri. E posibil nouă de cupe să nu fiți dumneavoastră, să fie această persoană în semn de apă sau foarte emoțională. Care vă este în suflet, e în centru, chakra inimii. Aia e. În sufletul vostru vă gândiți. Poate nici nu știți că e semn de apă, rămâne de văzut. Da? Și provocarea este să manifestați o nouă relație. 1, da? 0, 1. Să riscați 0, nebunul, și să începeți o nouă etapă, o relație, ceva, un proiect. Deci sfatul este că sunt așa de multe cupe, 9 de cupe și 2 de cupe. Sfatul este să vă controlați un pic, dar nu foarte mult, cum au tendința taurii. În cazul în care nu e o persoană, să vă ghidați un pic emoțiile. Energie exterioară. Regele de spade. Da, și din acest motiv aveți de ales între, nu știu, să-mi scrieți, între o persoană foarte emoțională și totuși controlată și o persoană foarte rece, controlată. Pe de altă parte, regele de spade poate să fie o persoană în semnul gemenilor, balanței sau al vărsătorului. E o persoană ca și regele de cupe, de fapt, de autoritate. Aveți trei regi, dacă stau să mă gândesc. Fantastică forță aici. Fantastică. Sunteți pe cale să manifestați ceva important. Că tot aveți manifestorul, magicianul. Sper că mă înțelegeți limbajul. Regele de spade. Poate să fie un avocat. Poate să fie un doctor. E forță exterioară. Poate să fie o persoană din preajma voastră care spune lucrurile pe nume. Nu. Alege rațional, nu emoțional. Poate o persoană care până acum v-a influențat foarte mult și cred, nu știu, în momentul ăsta așa simt, cred că e o persoană din anturajul vostru, poate să fie și din familie, care v-a influențat felul de a vă comporta, da? De a nu vă arăta emoțiile, că tot am avut citirea de la început, să nu uitați, da? Și încă vă influențează. Aveți de ales. Cine? E lună nouă. Trebuie să începeți să trăiți după alte coordonate, după alte principii. Trebuie să alegeți între aceste două persoane. Deci acesta este sfatul și aceasta este forța exterioară, energie exterioară. Sfatul poate să fie o persoană, da? O persoană care vă ajută. Și atunci voi aveți în viitorul apropiat de ales între două persoane. O persoană generoasă, blândă, dar care se controlează. Și o persoană sobră, rațională, care nu-și arată emoțiile. Care spune lucruri pe nume. Nu stă la prea multe discuții. Regele de spade nu vorbește, nu spune. Am spus, poate fi un avocat, poate fi un doctor, deși doctorii au și empatia, trebuie să fie. Da. Sărim peste aspectul ăsta. Asta pentru care cuțit.
are spadă, poate să fie în armată. Da. Și atunci se explică comportamentul sobru și rigid. Și chiar dacă nu e în armată, poate să fie și artist. Îmi cer scuze, a trebuit să întreb.